Bună, Berbec, și mă bucur să te am aici alături de mine. Vreau pentru tine să extrag de data aceasta energiile într-o etalare de tip crucea celtică, setul anterior în care am folosit acest tip de etalare. A fost pentru energiile persoanei tale, din gândurile tale, din mintea ta, din sufletul tău, ok? Iar aceste energii de acum vor fi ale tale și vom vedea ce vor să ne spună, ce vom prinde în această etalare, ok? Pentru tine poți să ai de-a face cu un scorpion, mergi mai în profunzime, este un îndemn pentru tine. Lună nouă în zodia Scorpion. Posibil să cercetezi ceva anume, să te folosești de aceste profunzimi ale zodiei Scorpion pentru a căuta anumite adevăruri care sunt în jurul tău, dar nu sunt desconspirate așa. Poate despre un leu, pentru că văd acest card lună plină în leu și vezi tu, avem lună nouă, lună plină, deci e un ciclu aici pe care tu îl vei încheia. Dacă nu l-ai încheiat deja, îl vei încheia cu siguranță. Luna plină vorbește despre astfel de lucruri. Și go wild avem aici. Să îți arăți fața ta cea mai autentică, cea mai să fii precum acest leu. Și acum poți să ai de-a face cu un leu sau cu un scorpion, așa cum am spus. Ok. Hai să vedem. Din tarot, ce mesaje primim din tarot? Și vom acoperi crucea celtică, dar vedem cum ies energiile, dacă e necesară și clarificare. Mesaje pentru zodia Berbec, care să te ajute să îți clarifice situația care sunt aceste mesaje. Eu acum când spun lucrurile astea, mesaje pentru zodia Berbec, îmi setez intenția și vă spun și vouă care îmi este intenția mea. Ok? Deci mesaje care să vă ajute să vă clarifice situația, să vă dea o nouă perspectivă pentru unii dintre voi. Pajul de monede. Acest card, pajul de monede, vorbește despre o oportunitate, vezi tu, ceva care tu urmărești, poate fi energia unui copil, poate fi o energie tânără, nu a ajuns încă la maturitate. Dacă este vorba despre o oportunitate, e ceva în care tu investești în momentul de față și iarăși mă duce cu gândul la acest card lună nouă în Scorpion și tu să mergi mai în profunzime pentru a sădi această sămânță în viața ta. Visezi cu ochii deschiși, iarăși vizualizezi această oportunitate a ta pe care ți-o dorești și pentru care ești conștient că e necesar să muncești din plin. Hai să vedem în următoarea poziție ce avem în poziția blocajului sau ajutorului. Soarele. Soarele. Poate că acest sezon care urmează, sezonul leului, momentan suntem în rac, este foarte important pentru tine, pentru a sădi această sămânță, pentru
a materializa ceva, e ceva pentru care tu muncești aici. Și da, uite, din nou, puterea. Puterea la baza pachetului care ne vorbește despre sezonul leului, despre un leu din viața ta, o oportunitate care ți s-a deschis aici și nu știu dacă este în... poate vom ajunge să și clarificăm, nu știu dacă este în blocaj sau ajutor pentru tine. Pentru că avem și cartea asta, puterea. Ce avem în subconștientul tău? Ce avem în subconștientul tău pentru berbec? Vreau cărțile să vină de data asta. Văd Cavalerul de Spade, e singura carte care s-a întors. Cavalerul de Spade vorbește despre acțiune. E ceva îmbucurător așa pentru tine, e ceva ce îți aduce bucurie și pe care îl urmezi full steam ahead, cu toată viteza, cu toate pânzele înainte, nu? Tot înainte. Cavalerul de Spade poate reprezenta o energie de aer, aerul reprezintă mentalul și focul aici și aerul lucrează foarte bine împreună. Pur și simplu, ia aici această oportunitate foarte... la care tu visezi așa și o vizualizezi ca făcând de acum înainte parte din viața ta, ceva ce îți poate aduce succesul și mergi cu toate pânzele sus, tot înainte, cu toată viteza înainte. Ce lași în trecut? Ce lași în trecut? Hai să vedem. 10 de monede. Foarte mult în ultimul timp acest 10 de monede mi-a vorbit despre comunitate. Poate, da, pentru unii dintre voi, deși berbeci sunt foarte... sunt oameni ai lumii, cumva, nu sunt eremiți, nu sunt persoane care să se retragă. Pentru că văd și acest 5 de monede cu 10 de monede, posibil să lași în urmă... această implicare a ta în comunitatea ta, cumva să te implici mai puțin în comunitate, poate ai avut o perioadă în care ai fost foarte activ între cei din jurul tău, ați petrecut nu doar la modul distractiv, ci și ați petrecut timp de calitate împreună și asta tu lași în urmă. Ceva... ușor, da? Ceva ai decis tu aici să lași în urmă. Am să vreau să clarific, sper să nu uit. Deci, ce avem în gândurile tale, în conștientul tău? Ok, avem două cărți și am să le primesc. A venit 6 de bâte și 4 de monede. Pentru unii dintre voi, energia aceasta este întoarsă în sensul că e necesar mai mult timp pentru ca voi să... în unele cazuri, ca să mă explic de ce vorbesc așa, în unele cazuri, aceste cărți întoarse, indiferent de ce fel de carte avem întoarsă, pentru a le avea în poziție normală, e necesar să treacă ceva timp, ok? Deci e posibil ca ceva timp să fie necesar pentru ca tu în mintea ta să ai această, acest 6 de bâte și 4 de monede. E ceva la care tu ții foarte mult, pe care vrei să îl câștigi, posibil această oportunitate pe care am văzut-o la început de citire.
în direcția căreia îți dorești foarte mult să mergi și ai tot drive-ul și toată dorința de a merge înspre așa ceva, înspre acest lucru pe care tu îl ai inconștient. Și hai să vedem ce ai tu în viitorul apropiat, ce ai tu în viitorul apropiat, care este energia 9 de bâte. Da, vor fi anumite obstacole și te avem și pe tine aici foarte determinat, foarte hotărât, pentru că vor exista aceste obstacole, ok? 9 de bâte poate vorbi despre și despre obstacole, despre lucruri prin care tu treci și ai trecut și mult de muncă aici și de luptat și de găsit soluții și de rezistat așa cu 9 de bâte. Dar tu ai tot drive-ul necesar, vezi tu, pentru că avem împăratul. Împăratul este energia masculină hotărâtă și este energia ta. Avem acest berbec aici, semnul, simbolul cu cele două coarne, ok? Da. E energia ta. Pentru mine eu așa o interpretez. Ok, hai să vedem ce avem în starea ta emoțională. Ce avem în starea ta emoțională din această perioadă. Nu. Vreau, văd patru de spade, dar vreau ceva mai, o secvență mai scurtă, chiar o singură carte. Ce avem în starea ta emoțională? Pajul de cupe. Și să știi că atunci când am extras prima carte, am văzut la baza pachetului energia aceea a șaptelui de cupe, iar acest paj de cupe îmi aduce aminte de același lucru. Cumva tu visezi, vizualizezi, încerci să materializezi ceva și nu e ceva care vine foarte ușor, ok? Pentru că avem și la baza pachetului cavalerul de monede. Da, tu ești foarte hotărât să mergi în direcția asta. Și cred că ești și dispus să depui efortul necesar. Ok. Dar nu e ceva care vine așa ca pe tavă. E ceva pentru care tu trebuie să muncești. Hai să văd acum. Și lucrurile cele mai frumoase sunt cele pentru care muncim, pentru care depunem cu adevărat efort, nu? Hai să văd ce avem din exteriorul tău. Ce vine din exterior, în energia din exterior pentru tine. Și aici chiar am să las cărțile să vină cum vor ele. Ok, avem un rege de spade. Poți să ai de a face cu... Regele de spade este energia masculină, vezi tu, care poate reprezenta un semn de aer și avem același semn de aer în subconștientul tău, deci e o persoană care pentru care tu simți, îl ai aici în subconștientul tău, acest om. Și în același timp poate reprezenta adevărul, acest rege de spade. O persoană care, am să-ți spun drept, cu acest 5 de spade poate să aducă și un anume conflict în viața ta între voi, pentru că, uite, avem și regina de spade la baza pachetului, dar vezi tu, și 9 de cupe. E necesar să curăți, să purifici o anumită energie între tine și acest om. Pentru că lucrurile
sau pentru ca lucrurile să evolueze între voi. Hai să văd în frica sau speranța ta ce avem aici, în frica sau speranța ta. Ce avem? Marea preoteasă. Marea preoteasă. Aproape că îmi vine aici în minte. Aproape că îți e teamă că această persoană foarte intuitivă din jurul tău te poate citi atât de bine încât să blocheze anumite lucruri aici, între voi. Marea preoteasă e o persoană e foarte mult în corpul său, ok? Pentru că pentru a-ți asculta intuiția e necesar să fii prezent, să fii centrat, să fii prezent în corpul tău și să îți asculți semnalele pe care corpul tău ți le trimite. Dacă simți că ceva e în neregulă într-o anume situație, ești într-o anume comunitate, spre exemplu, și simți că lucrurile nu sunt în regulă, ai încredere în această intuiție pentru că îți vorbește și îți transmite semnale pe care poate nu știi să le citești încă, poate știi, dar ești nesigur. Totuși, ai încredere în semnalele care îți sunt transmise cu ajutorul acestei mari preotese. Ce vei obține tu pe final de perioadă? Ce vei obține? Regina de spade. Și avem această pereche. Și poate fi, e clar, tu ești în această etalare, ești într-o energie de aer. Chiar dacă ești semn de foc, ok, semn cardinal de foc, tu ești ești foarte mult în mentalul tău și e aici perechea aceasta, regina de spade, regele de spade, care are anumite lucruri de spus și mai mult decât trebuie, poate. Nu e perechea îndrăgostită unul de celălalt, e perechea intelectuală, perechea care gândește foarte mult, care comunică iarăși foarte mult și poate risca cu această energie de aer, această pereche să fie foarte tăioasă cu spadele, cu cuvintele. Da, avem și înțelepciune din partea acestui om. Uite, avem această bufniță aici care e simbol al înțelepciunii pentru voi. Dar ceva. E și vezi tu, la baza pachetului avem acest card Lumea. Și iarăși mă duce cu gândul la protecție. Lumea, magicianul și asul de monede. Poți să ai de a face cu o balanță. Sau gemeni fecioară. Poate fi orice semn. Dar e această oportunitate, vezi tu, pe care am văzut-o cu acest paș de monede care pe final de lună, pentru că tu vei fi foarte perseverent și consecvent, tu vei obține această oportunitate. Vei obține acest as de monede, îl vei materializa, vei acționa în direcția asta și vei depune efort și te va duce acolo unde ți-ai dorit de fapt. Un ciclu împlinit, un capitol încheiat cu succes. Frumos! În cele din urmă pentru tine, dar e necesar să mergi mai în profunzime, ok, să te folosești și de energia ta de a cerceta lucrurile, acea energie scorpionică.
pe care toți o avem într-o anumită măsură în, în noi. Am spus că vreau să clarific acest 10 de monede pe care tu îl lași în trecut. Ce lași tu în trecut? Ce lași tu în trecut? 7 de cupe și cavalerul de spade la baza pachetului. Opțiunile, anumite oportunități, parcă te-ai hotărât, pur și simplu te-ai hotărât ce îți dorești, pe cine îți dorești în viața ta. Ce, de ce avem acest 9 de bâte în viitorul apropiat? De ce acest 9 de bâte? Soarele. Iarăși sezonul leului și 8 de bâte îți va aduce multă comunicare și posibil online sau da. Lași în urmă dezamăgirea și îmi place asta pentru că, uite, văd, ca să mă și explic, îmi place să mă explic de ce spun lucrurile așa cum le spun. 5 de cupe, asta tu lași în urmă. 8 de cupe, pleci de, din direcția acestui 5 de cupe și te îndrepți către 8 de bâte. 8 de bâte reprezintă comunicarea, e... Pentru unii dintre voi poate reprezenta călătoriile... pe calea aerului, pentru că mai poate reprezenta și acest lucru, acest 8 de bâte, schimbări foarte, foarte, foarte rapide, cele 8 bâte se mișcă foarte rapid, dar într-o direcție foarte pozitivă, ok? E o energie pozitivă acest 8 de bâte. Și lucrurile care se întâmplă în jurul tău sunt foarte bune, sunt schimbările sunt foarte pozitive. Ok, am să las citirea așa, cred că poate ar fi trebuit să clarific mai mult cărțile. Voi să-mi spuneți dacă aveți nevoie de mai multe clarificări. Oricum, eu postez destul de des pe canal și vă vine rândul destul de repede. Da, cam atât. Dacă rezonați cu acest mesaj, lăsați-mi un comentariu și spuneți cum rezonați cu acest mesaj. Asta dacă vă simțiți în siguranță să faceți acest lucru și dacă vă doriți, bineînțeles, puteți să vă abonați canalului și pentru citiri personale îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail. Eu vă pup, vă îmbrățișez cu drag și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!